Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Trăim niște vremuri turburi, cu atentate, cu tragedii mari, cum a fost și cea de la Clubul Colectiv. De asemenea, foarte multă lume are dificultăți financiare, așa că prea puțini mai au puterea, mai au plăcerea să ia în mână o carte, să citească o poezie, să citească un uh, volum. Sunt totuși oameni de excepție care fac acest lucru. Și mai mult decât atât, și scriu poeme. Unul dintre acești făgăreșeni este domnul Mihai Mircea Kiș, scriitor pe care l-ați mai văzut în emisiunea noastră, care iată, nu cu mult timp în urmă a organizat o manifestare foarte frumoasă la Victoria, o manifestare literară. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule Chiș. Bine v-am găsit. Cu această ocazie salut pe făgărășenii noștri mei, făgărășenii prieteni, frați, ce să vă spun, iubiții mei făgărășeni. Da. Cum v-a venit ideea? Ați făcut numeroase manifestări literare, cenaclu și altele, alte forme de, de, manifestări în, în Făgăraș. Cum va a venit ideea să vă duceți și la Victoria? Ideea este mai de mult. Eu am scris foarte mult despre orașul Victoria, am scris despre oamenii din Victoria, am scris despre bisericile din Victoria, am scris despre școlile din Victoria și am zis că cu ocazia asta, că am terminat patru cărți să fac lansarea în aceste, acest oraș Victoria, unde mai puțini oameni se învârtesc. Da. Chiar am avut ocazia la lansarea de carte să aud un tânăr, mai mult nu tânăr, o răspund și profesoara de română, care le-a dat o lecție, adică o lucrare, în care copiii să scrie dacă s-au întâlnit cu vreun scriitor. Și ce poate să scrie despre un scriitor? Da. Fiecare care răspuns câte ceva, așa cu nu, nu, a răspuns foarte sincer. Eu n-am ce să scriu, că eu nu m-am întâlnit niciodată aici la noi în școală, n-a fost. Cu niciodată un scriitor, da. da. Unde a avut loc uh, această întâlnire această... cu iubitorii de carte de din această... Victoria? Uh, a avut loc la liceul teoretic din Victoria. Așa, într-o sală foarte frumoasă, sala CDI, așa ceva. Da. Așa și a venit un public destul de numeros și elevi au venit mulți. Da. Uh, ce ați prezentat acolo? Am uh, prezentat patru cărți. Două din anul trecut, care au fost lansate la Făgăraș, și două care sunt Trebuia să le lansez astăzi la Făgăraș, dar pentru că programul este așa de încărcat, săptămâna asta, înainte de sărbători, da. am amânat această lansare până după sărbători. Acestea au fost. O carte de versuri care se intitulează Iubita mea mamă. O altă carte unde sunt 85 de poezii, o altă carte apărută anul trecut, am vorbit cu Isus, este un fragment din roman, roman al vieții, foarte important asta și o recomand să fie citită de făgărășenii noștri și cele două cărți care s-au terminat chiar cu două zile înainte de a pleca eu în Bosnia. Celor care m-au iubit, mă iubesc și mă vor iubi, un volum de versuri, 100 de poezii, și de la lume adunate și înapoi la lume date, 500 de mari adevăruri. O carte foarte importantă și să regăsește orice, orice om, de la elev până la cel mai bătrân. da. da. Cum au fost primite aceste cărți? Întâi trebuie să vă spun cum am fost eu primit. Da! da. De. Eu am luat legătură, bineînțeles că nu se face nimic fără trebuie să ai oameni pe cineva. Eu nu eram prea cunoscut acolo și am luat legătură cu părintele Octavian Smădu. Da. Care când a auzit, imediat a spus da, domnul Chiș, eu sunt de partea dumneavoastră ajut la organizare, cartea se va lansa la școală, mobilizez și profesorii, elevii, așa. Și a venit cu o săptămână înainte de a merge acolo la lansare, a venit la mine acasă, i-am prezentat cărțile, m-a vizitat, mi-a văzut cărțile care le mai am de la alte lansări și a spus, domnul, că o idee foarte mare, dar mie parcă mi-e puțin frică. De ce, domnul părinte? Păi dar la noi oamenii sunt și săraci. Domnul părinte, eu merg acolo, nu vreau. Chiar dacă nu se vinde nici o carte. Dar plăcerea mea este să merg acolo la victorie. Mai mult că am scris de, despre festivalul de bătut toaca, așa, în mai multe rânduri și în străinătate și aici în mai multe ziare am scris despre orașul Victoria pe, încă de pe vremuri când se spunea că este oraș fără archive. Așa și am scris despre combinatul de la Victoria pentru că eu de fapt nu m-am născut scriitor, eu sunt așa mai cu talent, nu cu școală. Da, autodidact. Autodidac, da. Și acolo am avut câțiva colegi buni care veneau la combinatul chimic de la Făgăraș în schimb de experiență, că era combinatul numărul 1 și de la noi s-a lansat încă 5 combinate pe vremuri în țară. Da, printre care și cel de la și Victoria. De la Victoria. Și am zis să, să mai mă, de, eu m-am mai întâlnit la diverse lansări de carte în Făgăraș cu acești oameni din Victoria, cu inginerul Cocoș și soția lui profesoară și alții care m-au venit la lansări de carte în Făgăraș. Da. Cine v-a prezentat cărțile dumneavoastră? Păi cărțile mele, atunci când a venit părintele Octavian să mine, mi-a cumpărat patru cărți. Exact acele patru cărți care pe eu care le-ați lansat, da. Le și el a adus cărțile astea cu cam două săptămâni înainte și zice, lăsa domnul Chiș, chiar dacă eu nu am așa am mult timp, o să dau aceste cărți să fie văzute și profesoara domnișoara, care este domnișoara Mariana Ciuculescu, da. Profesora de română, o să vă prezinte, o să vă prezinte cărțile și eu cu ocazia asta am descoperit și eu pe ea, da. că și ea este scrisoare. Da. Și acum că vorbim și suntem la numele ei, eu acum, în această emisiune, am să o invit pe domnișoara să participe la cafeneaua literară care am înființat eu pe lângă Casa Municipală de Cultură Făgăraș, la cenaclurile noastre literare. Știu că vine multă lume la această cafenea literară. Păi să știți că eu, la mine vine, la mine au fost. Da. 100, 140, 140. Foarte 140, mult, da. foarte mult, da. da. Uh, am mai participat la alte lansări de carte pe școală, dar mai mult de 20-25 de persoane în au da. La Victoria au fost 50 de pe 50-55. Da, de un persoane. număr bun bun da, pentru da, 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 o lansare da, da. de carte. Care au fost foarte mulți elevi, adică cam vreo 16 elevi, care, spre surprinderea mea, să vă spun eu, aceste lansări de cărți. Le fac în cadrul unui program, program cultural pe care îl pregătesc eu, cum cântăreți artiștii, profesorii și învățătorii din făgăraș și cum a fost la Victoria, așa și nu este numai o a vorbit două cuvinte despre o carte. A vorbit despre carte, a cântat ceva frumos, a fost acum că e neaprăm în. Luat, Preajma sărbătorilor, sărbătorilor de iarnă, lor, da. da, s a cântat cântece religioase, cântece populare mm. și dâns acolo, un grup de elevi, au pregătit din poeziile mele, spre surprinderea mea, un colaj de versuri foarte frumos, toți îmbrăcați în costume românești, ca după aceea să prezinte și câteva dansuri românești din cadrul. Deci putem spune, practic, a fost un cenaclu al artelor acolo. Arate, așa spun și dânsul. Da. da. Un cenaclu și al artei. Au foarte fost frumat. foarte mulți, foarte încântați. Au fost încântați de mine, de tot ce fac eu. Pentru că, ce să vă spun, eu pe lângă cărțile astea care le-am scris, am scris și acum de sărbători, și mai am câteva exemplare, dacă cineva dorește mici uh, sărbători de astea de sfârșit de, ah, deci, de școlar. Da, da, așa da, care este da. textul ei este intitulat Vine, vine Moș Crăciun și sosesc colindătorii. Da. Este un, un spectacol ușor da. pentru copii, da. În care o clasă să poate, cum să spun, o întreagă clasă intră, personaje care intră, sunt cinci personaje mari, din care doi frați, mama, moș da. Crăciun. Deci, practic, un spectacol pentru un Crăciun. Un spectacol descris exact și personajele cum intră în scenă, da, da. și ce fac, și ce muzică trebuie să gândesc. Că, da. până la urmă, în spectacolul se încheie cu un. Un mare spectacol de colinde. Da. da. Și copiii care sunt îmbrăcați în costume românești prezintă și o mică paradă a costumelor sau a prezentat. Da. Și că și aici la Victoria da. ei așa au fost, pe care Moș Crăciun le apreciază și le premiază. Ați, iată, ați sădit aici sămânța poeziei, și în, în Victoria spuneați că ați mai întâlnit oameni care au preocupări literare la Victoria. Păi, acolo sunt profesorii de română să străduiesc și ei au studii da. de literatură, și, da, și, în special, această domnișoară o consider eu ca cea mai bună. Da. Uh, și pe doamna directoare, care ea a susținut și lansarea de, de carte și spectacolul de acolo. Da. Da. Să trecem acum la un alt subiect. Felicitându-vă prima dată pentru lucrul frumos pe care l-ați făcut acolo, la, la Victoria. Iată este un exemplu că se pot face lucruri frumoase dacă există dorință. Și să discutăm acum despre, că sunteți un călător, nu v-ați lecuit nici uh, acum. Închipuiți-vă, toată da. lumea mă întreabă, domnul Chisda, să poate, cât mai poți, până da. trăiesc, până... Da. Pot mișca. Ați fost din nou plecat patru luni de zile în Bosnia. Din, din nou aveți acolo mulți prieteni, și în mediul literar, și în mediul politic. Sunteți deja un cunoscut acolo. Ați plecat în luna august și ați venit nu cu mult timp în urmă. În 7 august am plecat. Da, de da, da. Iată că și de data aceasta ați prezentat acolo foarte frumos țara făgărașului. Ați, din cât am citit, ați vorbit despre acest festival de bătut Toaca, ați vorbit despre cartea pe care a lansat-o Lucia Bachi și do cu domnul profesor Grecu și cu domnul profesor Funariu, despre personalități făgărăcene da, și despre cetate. și, și da, detaliați dumneavoastră. Și, și alte festivaluri care au avut loc la făgăraci și au fost foarte bine primite, de exemplu, festivalul Portului și a Colindelor, da. care este un festival foarte bine cotat, aici și în străinătate este foarte bine primit. Da. Dar, mulți ansamblurile astea de jocuri chiar să rănești nu formații de astea speci speciale, Am înțeleg, de la da. sate. Astea sunt invitați în festivalurile din Italia, din Franța, de peste tot. Chiar acum de, de la Rucăr este ansambl, ansambl, o fel de ansamblu, da. că ei adună 5-6 perechi și fac un fel de ansamblu da. de dansuri da, și da, da. colinde. Da. Da. Și peste tot cu ajutorul preoților din localitate. Asta e un mare lucru: că preoții sunt alături de oameni și ei participă la toate. Aceste manifestări, noastră. da. da. Uh, cum uh, cum v-au primit de data aceasta cei din Bosnia? Păi, ce să vă spun? Venirea, adică ducerea mea sau Venirea, acolo, da, mea acolo. Da. Se știa deja, pentru că eu de la plecare, din 5 aprilie de când m-am întors, am fost invitat ca în toamnă să mă duc, mai mult că am fost invitat de ambasada de la Sarajevo, ambasada română de la Sarajevo, să discutăm acolo despre toate manifestările culturale. Și pentru că eu am în primăvară când am fost, Bine. tot așa am dus suflu ardelenesc făgărășan de aici, ei m-au declarat ambasador cultural al țării făgărașului. Și da. deci deja eu aveam în spate ceva care mă obliga ca să pot să vorbesc despre acest lucru. Da. În, am în față un ziar, se numește în traducere Libertatea și chiar pe o să arăt făgărășenilor un lucru foarte interesant. Pe prima pagină este semnalat un articol despre dumneavoastră și o poezie, o să arăt, este undeva în mijlocul ziarului, acest articol pe două pagini cu multe poze de ale dumneavoastră, a apropiaților dumneavoastră, dumneavoastră în diferite ipostaze, chiar și aceea de Moș Crăciun, și o poezie. Ei, ce interesant, vedeți, acest anunț a fost făcut pe tricolor. Deci, în semn de prețuire, pentru dumneavoastră și pentru țara pe care o reprezentați, au pus tricolorul pe prima pagină a ziarului Libertatea, care este acolo. cel mai mare ziar din Sarajevo? Da. Unul dintre cele mai mari ziare, da, da. Da. Vedeți că are foarte multe pagini, multe articole. Da. De și din... un ziar uh, complex, așa, cu politică, cu da, cultură, da, cu, da, da. Cu, cu multe, pre... da. Economic, da. Foarte un ziar uh, foarte, foarte bun. Uh, cum, uh, cum ați ajuns să uh, publicați? În acest ziar. Păi, Și să, să fie un articol atât de amplu despre dumneavoastră? În uh, an, anul 2014, când au fost inundațiile despre care eu am mai vorbit, am zis, domnule, eram acolo, la fața locului, chiar inundațiile în picioarele picioare în apă. Da. <laughs> Și spun, domnule, dacă eu sunt aici, hai să trimet din partea românilor, a fraților mei, compasiunea noastră și am cerut ajutorul ambasadei române de la Sarajevo. Ambasada română de la Sarajevo imediat mi-a răspuns și a spus, da, domnul Chiș, foarte bună ideea dumneavoastră și vă rog să pregătiți materialul care trebuie, vreți să-l publicăm. Și am pregătit materialul, și a plecat. El a fost tradus în sârbă croată și în engleză, și a fost publicat la anul ăsta numai la două ziare a fost publicat. Anul trecut, materialul meu a fost publicat în trei ziare și două televiziuni. Da. Da. La în perioada asta, în cât ați fost în Bosnia, Iată, s-a întâmplat, ați prins acolo și această migrație a islamiștilor. Cum a recepționat acolo? Eu trebuie să vă spun, am stat puțin mai la o parte. Uh, nu știu, de milă. Să știți că când te uiți la oamenii ăștia care trec... I-ați văzut da, pe cei care treceau, da. da. Da, 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 chiar în graniță, că au trecut numai prin graniță da. din, din Croați, mergeau în Croația și undeva numai, ce să spun, 3 kilometri aveau de trecut pe la capul graniței. Copii, oameni, bătrâni, tineri, mâncați, nemâncați, căzuți, ridicați, duși pe spate, mai departe. A fost greu de suportat, să vezi. De asta eu nici n-am încercat să comentez această treabă, pentru că nici nu știam cine este de vină că acești oameni au fost puși în mișcarea aceasta mare. Eu am numit-o dezrădăcinare. Da, este o dezrădăcinare, da. cu siguranță, Da. da. Și am văzut, unii le mai dădea câte o bucată de pâine sau ne dăcea, le de mai dădea câte ceva, alții nu, alții erau supărați. Că începuiți să vă at atâtea mii de oameni care trec și trebuie să treacă printr-un culoar sau prin niște culoare, că nu i primește, nu i-a primit toate țările, da. le-a făcut culoare de trecere Sau da. sau îi transporta cu mijloace de transport, tren sau o mașină. Și închipăiții nemâncați a avut noroc că n-a fost vremea rea, n-a fost vremea așa. Da, au ținut de data asta, și da. acum iarna încă e destul de blândă, că suntem da. în plină iarnă. Sigur, da. sigur că da. Și este încă destul de, de blândă. Da, da, da. Nu v-a inspirat vreo poezie? A da, -a da, 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 m-a inspirat două sunt. Da? Două sunt în cartea nouă da. care am, -am, am scris-o acolo și am adus-o. Da, Dar asta numai după uh, Crăciun va intra da. la tipar. Uh, poezia pe care ați publicat-o în Libertatea din uh, Sarajevo uh, pe ce temă este? Este o poezie de dragoste. Este dragostea lui Igor față de o tânără pe care căreia el i-a jurat marea iubire și pe care el a o Este o poezie foarte, cum să spun, te unge la inimă, în același timp îți, îți pornește sau îți, îți creează și respingere, așa, un tânăr care jură iubire ca pără să facă asemenea și fata da. rămâne singură și imagini foarte frumoase. Când fata totuși îl iubește și îi duce flori. Și apare el și nu vrea să vorbească cu ea, ea atunci sărută florile și le aruncă într-o apă lângă care ei erau. Este o poezie foarte frumoasă. Și sună foarte bine în limba engleză. Da. Și surbo, și că știți ce se întâmplă. A fost în tradusă și în engleză? Da. În engleză, da, și am ă, asta. Și am adus-o și la făgăraș, un exemplar, și am dat-o la o profesoară de engleză să o citească. Și a spus domnul și este foarte bine tradusă poezia, foarte bine da, tradusă. Da. Și poeziile mele uh, le-a tradus din română în surbo-croată o doamnă care locuiește la vreo 40 de kilometri de Sarajevo, care este plecată din Timișoara. Acolo ea este profesoară de sârbă, de limba sârbă și de încă ceva cu care ulterior eu acum țin legătură prin internet cu ea. Da. Mereu ne, scri, ne, înscrie și am rugat-o că să mai răsfoiască din că am trimis și din da. cărțile, din cărțile mele și să mai răsfoiască din cărțile mele și unde găsește că sunt poezii mai frumoase să mi le traducă și a luat angajamentul că îmi va traduce cu multă plăcere și îmi scrie că nici n-a putut să gândească că pot să, la ani mei, la 83 de ani, să fiu așa de insensibil și să scriu așa de frumos. Ați fost și la un monument da. impresionant de data aceasta. Știți ce s-a întâmplat? Eu. Mă întorsesem acolo, un în orașul în care eu de fapt am dreședința când stau în Bosnia, la Modrica se cheamă, un oraș care seamănă cu Brașovul, cu dealuri, vilele, casele sunt pe dealuri și așa, așa o, o atmosferă de Brașov. Așa și ce, ce m-ați întrebat ca de fost la un monument. A, așa. Și acolo, la un moment dat, m-am întâlnit cu un ziarist, unor ziarist din Elveția, pe care eu l-am cunoscut în Elveția, dar care era de origine bosniacă. Și venise în Bosnia ca să meargă la acest monument, că el spunea. Că acest monument se bine neapărat văzut de oricine, că este un monument asemănător cu Auschwitz-ul. Da. așa, și aici au murit foarte e, mulți, dintre care au murit și români. Eu când am auzit că sunt, au murit și români, în anul 1941-45 a fost, a funcționat. Am zis, mă duc și eu acolo, că da. poate descoper niște nume de oameni, niște oameni români care au murit pe acolo și nimeni nu știe de ei. Da. Și aduc această veste în țară la noi și cine mai trăiește din ei, ca să știe că Din, unde din o... rudele lor, da? Da, unde. Da. 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 Și așa a fost. Ne-am ne -am îmbarcat în mașina lui de Elveția, am plecat, dar asta deja deci era la vreo sută de kilometri de orașul în care mă aflam eu. Da. Și am ajuns la acel centru. Iesenovici se numește? Da. Că nu prea, e cam grele denumirile da. astea. Da. Așa? Care este un imens parc. Imens parc. Are șapte lacuri, parcul, și zeci de da. care acopere oasele și, mă rog, rămășițele pământești ale celor care au murit acolo. Și în mijlocul, lacului, în mijlocul parcului există o statuie în formă de floare făcută din bronz și în mijlocul cu ei să aprinde o flacără și se vede de la 10 de kilometri care 15 14 15 metri înălțime, înălțime da. da acest monument da. se poate intra în monument jos unde pe Perețile monumentului sunt atârnate, coronițe, coroane, mă rog, și noi am mers cu o jerbă. O jerbă. În acest loc au fost exterminați 32.000 de bărbați, peste 18.000 de femei, peste 18.000 de copii, cu tremurător. În total aproape 70.000 de oameni și-au pierdut aici viața. Spuneați că așteptați cu nerăbdare să vedeți listele, să vedeți dacă sunt cumva și români. Ați descoperit ceva? Așa a fost foarte, foarte nerăbdător. Am uh, pătruns în acest uh, acest muzeu uh, unde pe un perete întreg a fost detailat a? cei care au murit și din ce țară au fost. Au fost așa, 26 din Muntenegru, 81 cehi, 3462 croați, 87 unguri, 747 musulmani, 2 polonești, 4 nemți, romi, 45.599, slovaci, 197, ruși, 5, Evrei 10.700 și români 1 din fericire din fericire fără nimic. Când dreptul da. la fiecare era de unde era din ce loc unde s-a da. născut la nostru ăsta la români scria unul român fără să fie gol a fost da. unde de, trebuia nu. să scrie din nu. Da. De unde era da, da. nu da. era. Un român. Da. Deci, m pe mine m-a cutremurat treaba asta, pentru că eu eram pregătit să viu înapoi în țară și să aducă această veste nu plăcută, dar totuși bună da. pentru cei care. Da, și-au pierdut o rudă și știut da. unde Știu. au murit da. rudele da. lor. Chiar A și am avut cunoștințe foarte apropiate, bine, în vârste care acum au decedat, dar care își căutau fiul tot așa a dispărut pe, pe front de el și nu, prin Crucea Roșie, mulți ani după terminarea războiului l-au căutat, n-au reușit să, să, dea de el. Nici printre prizonieri, nici printre morți, nici pe pur și simplu a dispărut și e foarte neplăcut pentru un părinte să n-aibă măcar unde să închina Eu la Eu am lui. scris în alte volume, m-am întors de la Oșviții. Este vorba de un doctor care locuia pe unde stați, dumneavoastră. Acolo, Pări părinții doctorului au fost cârciumari. Da, 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 da. Nu știu, nu știu. se Grünfeld. Da. A, așa, doctorul Grünfeld, da. ăsta s-a întors din. au scăpat de la Auschwitz da. și i-am intitulat această poezie M-am întors de la Auschwitz. Da. Și încă una, tot cu Auschwitz, este. Da. Iată să apropie sărbătorile de iarnă și Crăciunul, iar dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai cunoscuți moși Crăciun din Făgăraș. Din cauza la barbă? Din cauza la barbă. Am aici o poză a dumneavoastră. Vă știu făgărășenii de acum și de multe ori mergeați acolo la Birotex, în, mergeați acasă, la diferiți părinți care voiau să le prezinte copiilor pe Moș Crăciun. Veți mai face și anul acesta acest lucru? Nu mai sunt la Birotex. S-a probabil și domnul de acolo și sunt Moș Crăciun, dar pe la școli, pe la grădinițe. Și în 24, când este seara de Crăciun, ajunul de Crăciun, merg la case unde sunt invitați câte o jumătate de oră da. și duc cadourile. Cadourile care le pun într-un sac special, am un mare. Da, și se merge. De la o familie la altă, cu mașină, și programul lui Moș Crăciun în casă să se desfășoare o jumătate de oră. Program pentru copii, în primul rând, pentru părinți și pentru bunici, și pentru distracția tuturor care se află în momentul acela în casa copiilor. Da. Copiii sunt foarte uh, uh, iubitori, așa și. Să știți că trebuie să fii foarte atent cu copiii. Ce vorbești cu ei, indiferent cât mai mici, cât mai mari. De exemplu... Să nu vă desconspirați? Păi da. da. Vine un copilaj la mine și îmi spune, zice, Moș Crăciune, Moș Crăciune, ești așa de frumos, te iubesc. Uite, și mă mângă, e așa pe barbă. Da. Și eu de asta am las cu deja cu o lună și ceva, uitați, barba deja e da. mare. Și că ești autentic. Când am da. auzit la un copil de 4-5 ani, da, da spun, dragul meu, dar ce e la tine autentic? Așa cum sunteți dumneavoastră, frumos, și în picioare aveți cizme frumoase. Anul trecut a fost un moș Crăciun, dar avea papucilul femeia de servici. Da. Vedeți, da. Uh -huh. deja ce legătură făcea. Sau altă o fetiță care îmi spune moșule, ești însurat? Oare ce vrea fata asta să mă întrebe pe mine? Sunt... Da, dragă, sunt însurat. Și cum o cheamă pe nevastă ta? Crăciuniță. Dar copii ai? Doamne, ce vrei? Ce de, de mă Am, și cum îi cheamă? Crăciunei și Crăciunițe. Dar zic, eu mai sunt și cu niște ajutoare. Nu numai cu copiii mei, ca cu care merg, cu care uh... Așteaptă, par, da, ruină, îmi, strâng, da. îmi strâng toate scrisorile care le depune pentru moșul și zice începe ea să plângă așa și eu zic, dar ce-i dragă, de ce plângi? Și, păi moșule sunt așa de tristă că am o soră așa grasă cum ești tu și mai bine ai fi luat-o pe ea de nevastă. <laughs> Interesant, da. <laughs> și lucruri multe frumoase, drăguțe și, da. da, și aceea da. De la, de la casa de or, orfelină da, sau ce este pe la da. noi pe aici. Că casa sunt de două, copii, da. Sunt două. Centru de plasament, cum se A, numește acum. Așa, sunt acum. două. Da, da. Una, floare de colț și da. încă una. Și de Crăciun îi strânge pe toți într-un da. loc. Și acolo un mic spectacol pentru, pentru ei acolo și... M-au solicitat anul trecut femeile din diferite partide care au pregătit da. pachetele pentru ei să nu fie dat așa de da, ei, da. să vină moșul. Da. Și era un spectacol cu copii acolo în care o fetiță nu credea că este moș Crăciun. Și tot timpul spunea nu există moș Crăciun, nu există moș Crăciun și ca să dovedim tuturor din sală că este totuși Moș Crăciun, directoarea îmi spune, domnul Chiș, veniți prin bucătărie, toate pachetele sunt puse în coșuri mari, dumneavoastră stați în ușa bucătăriei și când copii, când fetița din spectacol spune, nu este Moș Crăciun, nu este Mo atunci dumneavoastră apăreți. Și așa am fost și toată sala s-a ridicat copiii de jos, Că stăteau da. pe jos. Sau, ba da, uite-l, uite-l, a venit moșul. Da. da. Și am intrat acolo și am făcut program cu ei, am cântat, am dansat cu ei, au spus poezii, și la sfârșit vine un copilaj la mine și spune, Moșule, ți-am adus un cadou. Da. Bine, dar nu, eu trebuie să-ți ție cadou. Da, da, ți-am adus de data asta și eu un cadou. Ținea ceva la spate, da. nu știam ce. Și scoate așa încet de la spate o icoană, o pictură pe sticlă. Zice, eu am făcut asta. Era un îngeraș și zice, ți l-am făcut ție. Și eu i-am spus, dragul meu, da, asta nu mie să mi-l dai, să-l dai lumă, lumă mică. Fără să-mi dau seama da. că el nu avea mamă. Da copilul ăsta și-a ridicat ochii și mi-a spus da, mamă. Da. Sunt și lucruri frumoase și triste da. și așa cum, cum viața oferă fiecărui om. om. Da, și lucruri mai frumoase și triste. Eu frisic. caut. Cum, cum vă pot contacta cei care vor să apeleze la dumneavoastră? Păi la numărul meu de telefon eu o să vă laț, o să spun acum da, 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 sigur că da. Uh, Am uh, un număr de Vodafone care este 0-7-2-2-7-9-8-7-9-2. Da. Și am un număr de casă uh, care este 0-2-6-8-2-1-3-7-3-2. Mă sună la telefon, vorbim și le spun ce locuri mai sunt. Că ele, de fapt, sunt 12-12 pentru data da. de. Na, da. Data da. de 24. Da. Și legătura între un, o casă sau un în altă se face cu mașină Da. Foarte repede și așa. Da. Reușiți să îi cuprindeți. Da, pe, pe cuprinde să pe, 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 tot. pe toți, da, da, da. da, da, da. Un mesaj făgărășenilor de sărbători, domnul Chiș. Păi sigur că la toți făgărășenii noștri dragi le doresc multă sănătate în primul rând, bucurii, un an nou cu bine, multă dragoste și iubire și credință. Unde este Dumnezeu este și credință și poate să existe și ei. Am încheiat frumos, iată, această emisiune. Eu vă mulțumesc pentru prezență și ne vom vedea cu siguranță și altă dată. Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.